15 victime minore au fost recrutate în scopul obligării acestora la practicarea prostituției. În urma 9 percheziții au fost depistate mai multe persoane suspecte de trafic de persoane și proxenetism. Din activitatea infracțională au rezultat aproximativ 300.000 de euro, sumă de bani care ar fi fost transferată în țară prin intermediul serviciilor de transfer rapid de bani. De ce m-au ridicat? Pentru ce m-au adus? Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate din Mehedinți împreună cu procurorii de ICOT au efectuat 9 percheziții domiciliare. În decursul zilei de ieri, în județul Mehedinți și Ilfov, într-un dosar de trafic de persoane și proxenetism. Din cercetări a reieșit că în ultimii 5 ani, 2 bărbați și 2 femei, toți din Mehedinți, s-ar fi constituit într-un grup infracțional organizat și ar fi recrutat peste 15 victime minore și majore. În scopul obligării acestora la practicarea prostituției în străinătate, folosind mijloace de constrângere fizică și psihică. Din cercetări a reieșit că în perioada 2016 până în prezent, 2 bărbați și 2 femei cu vârste cuprinse între 25 și 45 de ani, toți în județul Mehedinți, s-ar fi constituit într-un grup infracțional organizat și ar fi recrutat prin metoda la bărboi peste 15 victime minore și majore în scopul obligării acestora la practicarea prostituției, folosind mijloace de constrângere fizică și psihică. Exploatarea victimelor ar fi avut loc în Marea Britanie, Norvegia și în Belgia, la diferite locații, prin folosirea de acte de amenințare, violență și șantaj. Ca urmare a percheziților efectuate, au fost indisponibilizate diferite sume de bani, respectiv peste 4.000 de lei, peste 3.000 de euro, 15.000 de coroane norvegiene, 1.000 de coroane suedeze, 350 de dolari americani, diferite laptopuri, sticuri, tablete, precum și 3 autoturisme de lux, în valoare de peste 70.000 de euro. Membrii grupului infracțional au fost audiați la sediul de ICOT. În baza procurorului administrat, procurorii au dispus control judiciar peste 60 de zile față de o persoană și reținerea pentru 24 de ore față de alte 2. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de persoane, constituirea unui grup infracțional organizat, proxenetism și spălare de bani.